Zarvă Mărela a adăpostul de animale din Cernavodă. Asociația Save the Dogs and Other Animals a încheiat cu succes programul educațional derulat în anul școlar 2012-2013 în unitățile de învățământ din municipiul Medgidia. Pentru a marca acest moment, elevii participanți au vizitat animalele despre care au învățat atât de multe de-a lungul celor două semestre. Mi se pare foarte frumoase animaluțele și îngrijite foarte bine. Dintre animăluțe ți-au plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut acest câine, foarte mare și alb. Mie îmi place că are cineva cum să le îngrijească, că are cineva grijă de ei. Și sunt foarte frumoși. Și mai ales că ei mi-au plăcut, că am văzut că sunt foarte bine îngrijiți. Animalele acestea sunt drăguțe și sunt cel mai bun prieten al omului. Este foarte frumos și este foarte bine pentru că le adună și ei o să aibă o viață mai frumoasă decât sunt pe străzi. Ți-au plăcut caii, măgarii? Da, mi-au plăcut. Au fost foarte frumoși și unii foarte blânzi. Că sunt drăguțe. Îți plac? Da. Cea care le-a fost alături de-a lungul programului educațional i-a însoțit și de această dată pe elevi pentru a le prezenta în carne și oase animalele despre care le-a vorbit la cursuri. Vizita aceasta este încheierea cu succes a programului de educație pe care l-am desfășurat timp de două semestre la școlile din Medgidia și de aceea am decis să aduc copiii astăzi aici ca să vadă cu ochii lor ceea ce eu le-am povestit în clasă. Cum au reacționat cei mici? Sunt foarte entuziasmați, cu toate că la școală le-am spus să păstreze liniștea, că animalele se sperie și așa mai departe. Nu a fost chip, deci abia i-am potolit, sunt foarte încântați. Elevii au avut diverse curiozități legate de modul de viață al animalelor și de felul în care trebuie îngrijite. Medicul veterinar le-a dat răspuns tuturor copiilor. Calului trebuie să-i oferim mâncare, trebuie să-i oferim apă, trebuie să-i curățăm copitele. Cine curăță copitele unui cal? Tâmplar. Cine era un tâmplar? Nu faci scaun. Așa, bravo. Omul care lucrează cu lemnul. Cel care lucrează copitele se numește potcovar. Sunt surprinzător, se pare că proiectul nostru educațional chiar dă niște rezultate fantastice, au fost extraordinar de receptivi, chiar au pus niște întrebări la care nu m-aș fi așteptat, au răspuns la niște întrebări care în capul meu au fost un pic mai greuțe pentru vârsta lor, deci da, se pare că începe să se miște foarte bine proiectul nostru educațional. Și sperăm să primim cât mai mulți copii în vizită. Programul educativ a fost sprijinit și de cadrele didactice din ciclul primar. Vizita de astăzi încheie un program educațional care s-a derulat pe parcursul a două semestre. Și astăzi copiii au ocazia să vadă animalele în adăpost. Ele au fost abandonate și știm foarte bine că copiii sunt iubitori de animale și poate prin ei vom sensibiliza oamenii să nu mai fie irresponsabili. Asociația Save the Dogs and Other Animals desfășoară acest program educațional cu scopul de a educa încă de la vârste fragede pe viitorii adulți, pentru că de ei depinde felul în care va fi gestionată în următorii ani problema animalelor fără stăpân.